we represent here, supplies high-tech exhaust systems to passenger and commercial vehicle manufacturers worldwide. Cel mai mare departament, Eberspacher Exhaust Technology, pe care îl reprezentăm aici, furnizează sisteme de eșapare high-tech pentru vehicule de pasageri și comerciale. The second division, Eberspacher Climate Control Systems, focuses on thermal management in the vehicle. Cel de-al doilea departament, sisteme de control climatic, se concentrează pe managementul termic al vehiculelor. The most recently established division of the Eberspacher Group is the automotive companiei noastre, ca urmare și a numărului crescut de comenzi, de a ne extinde capacitatea de producție în România până la sfârșitul anului trecut. And imagine, just 8 months ago, actually it was February the 4th, we signed the contracts with the community here in Oradea. Și chiar în urmă cu 8 luni, pe 4 februarie, am semnat contractele cu comunitatea de aici din Oradea. Oferă locuri de muncă pentru cei din Oradea și din zona metropolitană. Because they offer jobs for the plătesc taxe la bugetul local care ne permis să ne dezvoltăm. They pay taxes to the local budget that allows. Deci contribuie semnificativ la dezvoltarea acestui oraș. And contributes significantly to the development of this city. Și vreau să le mulțumesc pentru că și dânsii, Eberspacher și echipa de aici vor prelua o sarcină importantă în dezvoltarea orașului nostru. I want to thank them all because they will take up a very important challenge for the development of our city. Pentru orașul Oradea este important ca orice companie care este în Oradea să prospere și să se dezvolte. For Oradea, it is important that each company here develops and expands. Orice nouă investiție înseamnă o provocare și pentru companiile care sunt pe piață deja. Every new company represents a challenge also for pentru the already existing companies. Este o competiție pentru forța de muncă. Because it is a competition for the în același timp este un avantaj pentru oraș pentru că cultura tehnologică și industrială a orașului se îmbogățește și se dezvoltă. Le-ați expus, deci forță de muncă calificată, o universitate locală, un aeroport care sperăm că o să fie dezvoltat, deși să știți că nu ține de minister, ține de autoritățile locale, dar noi vom contribui ca partener. It is about the highly qualified staff here, the opportunities at the university, the existing airport that we will hope will develop. Cred că ceea ce ați făcut dumneavoastră o să fie urmat și de alți membri ai comunității automobile sau comunității industriale.